Iubiți credincioși, mâine se încheie praznicul Bobotezei. Duminica de astăzi este închinată tot Botezului Domnului, iar în Evanghelie s-a citit epilogul acestui eveniment. Principala personalitate a Botezului a fost Domnul Iisus, dar imediat după el a fost Sfântul Ioan Botezătorul, despre care însuși Domnul Iisus a afirmat că el este cel mai mare dintre cei născuți din femei, adăugând însă că ultimul din împărăția lui Dumnezeu este mai sau a fi mai mare decât el. În sensul că Ioan a trăit sub lege, aparținând Vechiului Testament, iar cei care trăiesc prin botez în Iisus Hristos trăiesc sub har. Legea este aceea care te face să te potignești, pe câtă vreme harul este acela care te salvează întotdeauna, pentru că oricât ar fi omul de păcătos, harul Dumnezeu lucrează și îl scoate deasupra. De aceea și Sfântul Apostol Pavel spune că unde s-a îngustit păcatul, prisosește harul, pentru că harul să fie întotdeauna mai bogat decât păcatul. Ioan Botezătorul a fost un om al justiției, al dreptății, a spus adevărul, a fost de partea adevărului și a fost de partea minciunii, a dreptății, a hoției, a trăgăriei, a uciderii de om. Și le-a spus cu voce tare, preconizând proverbul pe care îl cunoaștem și noi, că dacă vrei să spui adevărul, pregătește-te de suferință. Asta este că lumea și este și vremurile noastre. El și-a permis să atragă atenția regelui Irod, nu Irod cel Mare, ci urmașul acestuia, că trăiește în nelegiuire, adică în incest cu propria sa cumnată, în timp ce soțul acestea nu murise, trăia. Era o nelegiuire socială, Ioan nu a curățat-o, l-a mostrat, iar la intervenția Irodiadei, femeia adulteră, Ierod a fost obligat să-l aresteze pe Ioan, deși îl respecta și îl prețuia. Și mi se spune sub Faptele Apostolilor că de multe ori Ierod l-a ascultat cu mare aminte și după ce stă de vorbă cu el, rămânea pe gânduri. Și totuși a cedat în fața femeii nelegiuite și l-a arestat. Știi mai târziu că l-a și executat. Dar când Iisus a aflat că Ioan a fost demnițat, a plecat din Iudeea, care era statul stăpânit de Irod, și s-a mutat în Galileea, provincia de nord a Palestinei, unde era orașul Nazaret, în care el își petrecuse viața până la 30 de ani. Dar nu a rămas nici în Nazaret, ci a mers în Capernaum, un orășel așezat pe țărmul de nord al Mării Galilei, sau cum se numea lacul Tiberiadei, unde și-a făcut cartierul general, să-i zicem, reședința sa, de unde a pornit să predice cuvântul Evangheliei, cuvântul cel nou. Avea cale deschisă în toate punctele cardinale, atât pe uscat cât și pe apă, folosită deseori în Untrea sau Corabia. De ce a plecat Domnul Iisus din Iudeea? De frică? De lașitate? Nu. El nu venise să-i fie frică și nici să fie lași, ci pentru că el trebuia să-și cruțe viața până când își termină misiune. El știa că misiunea lui de a predica Evanghelia va dura 3 ani și jumătate și a creat dușman cu aceasta, pentru că el era însuși adevărul, nu doar de partea adevărului, și v-am spus, când vrei să spui adevărul, te pregătești de suferință și era pregătit de suferință. Însă el știa că va muri și cum va muri, însă nu trebuia să moară înainte de a-și fi desfășurat opera, pentru care îl trebuie și să tatăl. De aceea deseori se spune că atunci când Domnul era împolțit de dușmanii săi, fariseii, saducheii și cărturarii poporului, care îl urau de moarte, el se strecura prin mulțime și se făcea nevăzut. Face impresia unui om fricos, care fuge de rău. Nu, nu era fricos. El trebuia să-și repet, să-și curte viața, pentru că avea o misiune de îndeplinit. Când s-a apropiat de sfârșit misiunea lui, el singur s-a predat, el singur și-a provocat arestarea, întărătându-i, atâțându-i pe farisei și pe saduchei împotriva lui, mergând în templu, casa lui Dumnezeu, și alungându-i pe schimbătorii de bani
și pe cei care vindeau animale, răsturându-le mesele. Așa s-a stârnit o mare iritare, că era permis să spună casa templului este casa tatălui meu. Și să nu uităm că grădina Ghesimanii, când a venit să arestize, el singur și-a întins mâinile ca să fie legate. Iar când Petru a scos sabia și a vrut să apere, i-a spus, nu, Petru, bagă sabia în teacă, că cel ce scoate sabia de sabie va muri. Și repet, și-a întins mâinile și s-a prezut. Așa că, departe de a fi un laș sau un fricos, a plecat el din Iudeea și s-a mutat în Galileea, pentru că era mai departe de sabia și de ștreangul regiului Ierod, care era un crud. Iar Iisus era un om al adevărului și al bunătății. Dragii mei, evanghelistul Matei, care ne-a istorisit epilogul botezului, totdeauna face apel la profeții Vechiului Testament, vrând să dovedească în Evanghelia lui, și a făcut-o cu ardoare, că de fapt fiecare mișcare din viața lui Iisus nu era altceva decât o plinire a unei profeții din Vechiul Testament. Că deci totul fusese pregătit și știut înainte despre viața lui Iisus. Și pentru că Galileea era zona în care patriarhul Iacob, pe care patriarhul Iacob o atribuise la doi dintre fiii săi, Zabulon și Neftali, răbăsese că este zona lui Zabulon și Neftali. Iar pentru aceasta, Matei, evanghelistul, citează un pasaj din Isaia, în care se referă la zona aceasta lui Zabulon și Neftali, care se mai cheamă și de Galileea neamurilor, pentru că erau și foarte mulți imigranți veniți acolo, printre care și greci. De aceea se numea și Galileea neamurilor și citează din Isaia un text celebru, și anume, poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare. Isaia citează la viitor, poporul ce umblă în întuneric va vedea lumină mare. Și voi, cei ce locuiți în latura și umbra morții, lumină va străluci peste voi. Spune Isaia, în timp ce Matei pune verbul la modul trecut, lumină a strălucit peste voi, pentru că se primise prin venirea lui Iisus Hristos, se primise profeția lui Isaia, care a trăit cu 600 de ani înainte de venirea Mântuitorului. Ei bine, despre această lumină aș vrea să vă spun câteva cuvinte astăzi.